episodul de azi veți face cunoștință cu o insectă într-adevăr cool. În onoarea ei, chinezii au creat un stil aparte în arta marțială Wushu, iar grădinarii europeni cumpără special aceste insecte și le pun în grădinile lor, pentru a proteja plantele de dăunători. Este vorba despre călugărița. Aceasta este soldatul lumii insectelor în sensul direct al cuvântului. Călugărița a primit acest nume datorită membrelor din față, care se află într-o poziție de parcă insecta se roagă. Este o insectă neobișnuită și mare, care ajunge la lungime de 11 cm. Există peste 2800 de specii. Necătând la diferențele mari dintre ele, totuși călugărițele au caracteristici comune. Au un cap mic triunghiular, un corp lung și îngust și membre la fel lungi și înguste. Există o oarecare asemănare cu greierii și lăcustele, dar rudele lor cele mai apropiate sunt gândacii. Una dintre pozițiile din meniul lor, yummy! Călugărițele sunt niște prădători discreți, rapizi și nemiloși. Se hrănesc doar cu pradă vie și pentru vânătoare sunt echipate cu un set întreg de instrumente excelente. Membrele din față, foarte dezvoltate, prezintă o armă formidabilă. Au niște țepi pentru a prinde prada. Se deschid ca niște cuțite de buzunar, apucând cu precizie prada și ținând-o în loc. Capul mic triunghiular se învârte la 180 de grade și oferă o vedere excelentă. Călugărițele sunt unicile insecte care pot întoarce capul așa, ceea ce este un mare avantaj. Ele văd cu ajutorul a 5 ochi, 2 complexi și 3 simpli, plasați deasupra antenelor, care permit să vadă mișcarea prăzii la distanța de până la 18 metri. Dacă este puțină lumină, călugărița se orientează perfect cu ajutorul sunetului. Având pentru asta o singură ureche, aparatul bucal dezvoltat cu fălcile puternice acționează ca niște cuțite ascuțite, smulgând bucăți de carne din victimă. Precum majoritatea insectelor, călugărițele au aripi. Interesant e că zboară doar masculii, deși nu prea departe, de pe o creangă pe alta. Și femelele au aripi, dar nu pot zbura cu ele. Merită de menționat că există specii și fără aripi. Aripile, în general, se folosesc pentru a intimida potențialii inamici. Deseori există un desen foarte strident pe ele. În caz de pericol, călugărița întinde larg aripile, ridică membrele din față în sus și începe să se legene. Aceste insecte stau în ambuscadă, tipic, și niciodată nu își urmăresc prada. Camuflajul lor este excelent și se contopește perfect cu mediul înconjurător. Călugărița este gată să stea ore întregi nemișcată, în așteptarea prăzii, și întotdeauna asta aduce rezultate. Culoarea călugăriței se potrivește exact cu mediul în care se găsește și este foarte dificil să-ți dai seama unde se află insecta. Pe țepile membrelor din față deseori rămân resturi de mâncare, ceea ce poate fi o sursă de infecție. De aia călugărițele se curăță de câteva ori pe zi. Își curăță cu sârguință arma. Ele mănâncă tot ce zboară sau aleargă pe lângă ele. Pot fi gândaci, lăcuste, muști, greieri și alte insecte mici. Sunt canibali și pot mânca vreo rudă care aleargă pe alături. Pe lângă asta, este bine cunoscut momentul împerecherii acestor insecte, când femela îl mănâncă pe mascul chiar înainte de sfârșitul actului iubirii. Fac asta însă doar câteva specii. Pentru a se proteja măcar cumva, masculul, care e mult mai mic decât femela, face un dans ritual pentru a calma partenera și să arate că nu este o pradă. După împerechere, dacă a avut noroc să supraviețuiască, masculul se preface mort și doar asigurându-se că femela nu atrage nicio atenție la el, dispare. Haideți să vedem de ce este capabilă călugărița în acțiune. Aceste insecte adoră albinele. Micile albine nu pot să le facă călugărițelor mari niciun rău, iar ele se folosesc de asta. Insecta prinde cu viteza fulgerului albina și imediat începe să o mănânce. În acest timp vine alta albină care simte pericol, însă și ea devine prânzul prădătorului. Dacă sunt mai multe albine, asta deja creează o incomoditate pentru vânător.
În video, călugărița se urcă pe un stup. Apucă o albină, dar să mănânce în tăcere nu-i reușește. Albinele încep să se lipească de insectă și să o muște de membre. Fălcile albinelor sunt destul de mici și nu-i fac prea mult rău. Totuși, călugărița eliberează prada, apoi cade singură. Dar se pare că este foarte înfometată și nu se dă bătută. Se urcă pe stup a doua oară și totul se repetă. Albinele n-au de gând să tolereze oaspetele neinvitat și o aruncă pe călugăriță jos din nou. Aici, prădătorul a prins o viespe și a apucat să o mănânce. Viespe este doar un pic mai mare decât albina și nu-i creează călugăriței nicio problemă. O ține cu labele din față și începe să o mănânce de vie. Peste câteva ore, de la viespe nu rămâne nimic. Dar toate astea sunt prăzi ușoare pentru călugăriță. Ce va fi dacă în calea ei se va nimeri o viespe asiatică? Este o insectă mare care ajunge la mărime de 5 cm. Are fălci puternice și un ac lung. Poate ucide până la 40 de albine de miere într-un minut. Pe video, viespe asiatică atacă călugărița și se pare că e o luptă strânsă. Viespea e pe deasupra și încearcă să-și înțepe adversarul. Folosește fălcile puternice mușcând din corpul călugăriței, lăsând-o fără nicio șansă. Iată încă o luptă asemănătoare și se pare că insecta verde pierde. Viespea vrea să-i muște membrele din față pe care le folosește pentru atac. Dintr-o dată, viespea zboară și deși călugărița e vie, fără membrele din față nu va putea vâna și va muri. Doar într-o luptă călugărița a reușit să apuce viespea asiatică corect și nu și-a ratat șansa. Dar este mai degrabă o excepție de la reguli. Călugărițele adesea atacă păianjeni și adesea păianjeni mari și periculoși. Aici insecta se apucă să atace un păianjen lup, o aruncare rapidă și acesta e prins în membrele ei tenace. El nu poate evada și mușca călugărița, care deja a început să muște din pradă cu fălcile sale puternice. Vânătoarea de succes a fost observată de o altă călugăriță care a vrut să se alăture ospățului. Acestea sunt niște cadre rare, cum două călugărițe mănâncă din aceeași pradă. Fără ceartă însă nu s-a putut. Aici răul nostru de azi atacă un păianjen mic și nu întâmpină nicio problemă. Dar dacă lupta are loc pe teritoriul păianjenului, călugărița are de suferit. Pe video, călugărița a nimerit în pânza de păianjen, însă nu poate face nimic cu asta. Păianjenul o ține la distanță și înfășoară atent picioarele călugăriței, după care își înfășoară prada totalmente și doar atunci provoacă mușcătura fatală. Ele pot ataca chiar și șerpi. Aici un șarpe mic, literalmente de la sine, se tărăște direct în gura prădătorului. O luptă scurtă și prada e între membrele puternice. Rămâne doar să pună la lucru fălcile. Aici călugărița atârnă cu capul în jos și e gata de atac. Apucă șarpele, care e de câteva ori mai mare. Însă asta nu o sperie deloc. Șarpele încearcă să se încolăcească în jurul insectei, dar nu-i reușește. Este condamnat la aficina ei. Și aici un alt șarpe e atacat de călugăriță, deși nu e prea clar unde se afla aceasta. Iată așa de ghizare faină are! Rapiditatea reacției acestei insecte șochează. Poate să vâneze chiar și păsări rapide ca colibrii, care face până la 200 de bătăi de ari pe minut. Dar când se așează să bea apă, este fără apărare. Călugărița aruncă membrele sale din față și prinde pasărea. Ea încearcă să scape, dar nu poate. Bine că omul e venit în ajutor. Ce ar fi dacă v-aș spune că această insectă poate ataca și rozătoarele? Un șoarece mic mergea pe alături și insecta l-a atacat. Apucă prada fulgerător și începe să o mănânce. În această luptă, șoarecele nu are nicio șansă. Asta e probabil că cea mai neobișnuită luptă în care participă călugărița. Este vorba despre o luptă cu o șopârlă, care deja se pregătește să atace și a scos afară limba. Călugărița prinde inamicul de cap. Șopârla este prinsă între țepii ascuțiți și nu poate face nimic cu asta. În acest timp, călugărița pune în joc fălcile sale puternice.
Într-un moment dat, șopârla reușește să scape, dar dintr-un oarecare motiv nu fuge. Asta și este greșeala ei principală, căci nu o să aibă a doua șansă. Călugărița se întoarce să termine ceea ce a început. Iată, atât de agresiv și periculos a dovedit a fi eroul nostru de azi. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!